Bună! Revin astăzi cu un video puțin mai special. După cum probabil v-ați dat seama și din titlu, astăzi am pentru voi idei de mic dejun. Și nu orice fel de idei, idei drăguțe sau pentru copii. Dar înainte să începem acest video, aș vrea să vă vorbesc puțin de colaborarea minunată pe care o am cu Alina de pe canalul Visul American. Pentru cei care nu o cunosc pe Alina, ea locuiește în America de mai bine de 9 ani, mai exact locuiește în statul Florida. Ce mai mult îmi place la ea simplitatea, calmul, vocea ei. La ea pe canal veți găsi videouri, bineînțeles, despre America, diferite informații folositoare, diferite videouri lifestyle, care țin de lifestyle, hauluri, rețete. Ce mai mult îmi place când ne ia cu ea în excursii. Nu uitați să treceți și pe la ea pe canal, vă asigur că nu veți regreta și noi haideți să dăm drumul acestui video. Prima idee de mic dejun este una foarte simplă. Obișnuiesc să-i dau așa băiețelului meu atunci când suntem pe fugă. Aveți nevoie de două felii de pâine pe care le voi unge cu unt de arahide. Am folosit un unt de arahide cremos. Alte combinații pe care noi le mai facem când suntem pe fugă sunt unt și miere, unt și dulceață, pateu, cremă de brânză sau brânză de burtuf cu ceai. Pentru că vorbim de idei de mic dejun drăguț, vă voi arăta o idee foarte simplă prin care puteți decora pâinea. Aveți nevoie de câteva felii de banană pe care le voi pune pe post de ochi. Am mai tăiat apoi și câteva felii de căpșuni pe care le voi pune pe post de aripi. Pentru că am decis să numesc videourile cu idei de pachetel, pachetelul bufnițelor, voi încerca să-i fac aici băiețelului meu o bufniță. Mai pun apoi și câteva afine pe post de ochi și încă o bucățică micuță dintr-o căpșună pe post de nas. Termin decorarea acestei farfurii cu încă câteva afine. Iar de obicei, dacă îi dau astfel de mic dejun, încerc să-i ofer și un ou fiert, un iaurt sau ceva brânzică lângă. Pentru cea de-a doua idee, probabil cea mai întâlnită pe masa tuturor la micul dejun, am aici o felie de pâine toast, o unt cu puțină cremă de brânză sau puteți pune unt. Eu am mai avut foarte puțină cremă de brânză într-o cutiuță și am vrut să o folosesc. Voi pune apoi ou în farfurie. Acest ou l-am pregătit ca și cum am face o omletă, doar că am pus puțină apă în ouă când le-am bătut și nu am pus ulei deloc în tigaie. Mă axez în partea de sus, vreau să-i dau o formă ca de păr. Pun două felii de castravete pe post de ochelari. Le-am tăiat cu această formă micuță. Dacă sunteți abonați mai vechi la mine pe canal, m-ați tot văzut folosind astfel de forme. Pun apoi pe post de urechi o felie de castravete tăiată în jumătate, exact felia, cerculețul de l-am tăiat pentru a face acei ochelari. Nu fac risipă de nimic în acest video, afine pe post de ochi. Un triunghi micuț din ardei gras pe post de nas și tot ardei gras pe post de guriță. La acest gen de mic dejun, noi de obicei mai savurăm lângă și niște bacon sau niște cârnăciori, ceva cârniță. L-am pus pe acest șervet deoarece, după cum bine știți, baconul lasă mult ulei sau multă grăsime. Alături apoi de un fresh de portocale pentru imunitate, că tare bine prinde în această perioadă. Pentru cea de-a treia idee de mic dejun și ce îi mai dau eu băiețelului meu chiar foarte des sunt cerealele de ovăz. Nu orice fel de cereale, cele puțin zdrobite cu bobul micuț, se spune așa, tip oatmeal.
Când nu găsesc oatmeal în magazine, iau cerealele normale și le zdrobesc în robotul de bucătărie puțin. Băiețelul meu preferă astfel de cereale cu fructe, iar cele mai mari, cu bobul mai mare, le folosesc de obicei la brioșe. Pun 120 de ml de lapte plus 2 linguri, exact așa va ieși o consistență perfectă. Cerealele au fost 85 de grame și le pun apoi la cuptorul cu microunde pentru 1 minut. Decorez super rapid cu banană pentru ochi, stafide pentru pupila, iarăși căpșuni pe post de aripi și migdale. Vreau să-i fac tot o bufniță în acest bol. Mai pun apoi o bucățică micuță de măr pe post de nas, alături iarăși de puțin fresh de portocale. Uite că am ajuns și la ultima idee și cea mai specială. Vom face clătite cu scorțișoară în stilul rulourilor cu scorțișoară. Pentru asta aveți nevoie de 4 linguri de unt, vom face acum umplutura prima dată, 4 linguri de unt, 2 linguri de zahăr brun, puteți să puneți și zahăr tos, zahăr alb dacă nu aveți zahăr brun, o lingură de scorțișoară. Dacă vă place mai dulce, dacă preferați prăjiturile mai dulci, puteți pune chiar 3 lingurițe de zahăr. Amestecăm, apoi lăsăm deoparte să se întărească puțin untul cât ne ocupăm de clătite. Într-un bol pun 150 g de făină, 2 lingurițe de praf de copt, 250 ml de lapte, un ou la temperatura camerei și în jur de o lingură de ulei. Amestecăm foarte, foarte bine până când strobim toată făina, până nu se mai vede făina. Încălzesc apoi o tigaie, o încing foarte bine, o tapetez cu ulei și încep să fac clătitele noastre. Le las așa până când încep să facă bule deasupra. Odată ce încep să facă bule, pun amestecul nostru de unt, care după ce s-a întărit, l-am transferat într-o pungă. Lasă puțin așa, apoi voi întoarce pe partea cealaltă. Trebuie să vă avertizez că se poate face puțină dezordine în bucătărie sau mesi în tigaie, dar se merită. Au un gust foarte, foarte bun și foarte asemănător cu rulourile cu scorțișoară. Vom face acum glazura, pentru asta aveți nevoie de 4 linguri de cremă de brânză. Aici proporția de cremă de brânză și zahăr ar trebui să fie de 1 la 1, dar eu nu am vrut să pun așa de mult zahăr, atunci am pus doar o linguriță și lapte câte o lingură se pune pe rând. Punem o lingură, amestecăm, doar că eu, făcând astfel de clătite mai des pentru noi, am pus rapid puțin lapte și a ieșit exact consistența pe care o urmăream. Pun această glazură peste clătite pentru a le decora foarte frumos. Pun și o căpșună în mijloc și cu asta clătitele noastre au fost gata. Seamănă foarte mult cu un tortuleț din clătite, dar sunt foarte, foarte bune la gust. Băiețelul meu le adoră.
Aici se încheie și videoul nostru de astăzi. Sper că v-am inspirat puțin cu idei de mic dejun sau cum să le faceți drăguțe. Nu uitați să treceți și pe la Alina pe canal. Iar eu vă mulțumesc foarte mult de vizionare și noi ne auzim data viitoare la un nou video cu idei de pachetel. Numai bine!